Ne va regăsi la un nou video pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem o etalare pentru 20-30 octombrie pentru doamne și pentru domni, dragoste și carieră, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Vărsător în perioada 20-30 octombrie în dragoste și în carieră. Ce așteaptă în dragoste și în carieră pe cei din Zodia Vărsător în perioada 20-30 octombrie. Haideți să vedem. Pentru doamnele care sunteți într-o relație stabilă, pentru doamnele care sunteți într-o relație stabilă sau chiar căsătorite, aveți mare grijă, cele din Zodia Vărsător, aveți mare grijă, se întoarce cineva din trecut, un bărbat care are patima băuturii, un bărbat foarte rău sau care poate avea patima jocurilor de noroc, un bărbat hoț, interesat numai financiar, un bărbat care are foarte mult timp liber. Un bărbat care dorește practic să vă facă rău, să vă folosească, a mai făcut lucrul ăsta și în trecut. Dumneavoastră sunteți în această perioadă, doamnele din Zodia Vărsător, foarte confuze, foarte bănuitoare, foarte căutați foarte multe lucruri. Doriți un nou început. Doriți un nou început și aici spun, deci exact ca la Zodia Rac mi-au căzut doi bărbați. Unul pledează într-un foarte bun prieten, dar și el este un bărbat fals, un bărbat fals, un bărbat care se joacă, un bărbat care, chiar dacă el pledează într-un bun prieten, nu este un bărbat sincer. Deci e vorba despre doi bărbați. Unul care este mai aproape de dumneavoastră și unul din trecut, care se întoarce și acesta este furtună. Pur și simplu. V-a făcut cândva foarte mult rău și revine să vă mai facă încă o dată atât de mult rău pe cât v-a făcut înainte. Dumneavoastră vă doriți un nou început și parcă așteptați semn de la bărbatul acesta din trecut. Și aici când vorbesc despre persoanele care sunteți căsătorite sau aveți o relație stabilă, partenerul cu care sunteți, practic va fi veți avea o ceartă cu el datorită faptului că dumneavoastră veți fi răscolite de trecut. Și relația se va destabiliza, veți avea o ceartă și un dezechilibru datorită acestui bărbat care se va întoarce din trecut. În ce ține de carieră, pentru cele care sunteți căsătorite, multe dintre voi cred că sunteți întreținute de soți sau de parteneri, iar multe dintre voi care sunteți singure, cred că ați avut niște probleme financiare și chiar aveți foarte multă inițiativă în această perioadă și vă propuneți, aveți o idee de un nou început într-o carieră și veți fi ajutate de un anumit bărbat care este foarte puternic în afaceri. Chiar dacă ați avut probleme, situația se va rezolva. La fel și pentru cele singure. Aveți mare grijă în cine aveți încredere. Trecutul care se întoarce și un bărbat care la fel. Poate fi un bărbat de lângă locul de muncă sau un bărbat care pledează într-un bun prieten, dar este de asemenea fals. Însă punctez pe cel din trecut pentru că acesta v-a făcut cele mai multe probleme în suflet și continuă să vă facă, revine să vă facă. Pentru bărbații din Zodia Vărsător. Pentru bărbații din Zodia Vărsător se pare că în această perioadă sunteți foarte vicioși, foarte destabilizați, foarte bolnăvicioși, foarte căutați soluția la problemele pe care le aveți, mai ales financiare. Aveți foarte multe probleme financiare. De dragoste, nu știu dacă se pune problema, că parcă în această perioadă nici nu vă interesează dragostea. Parcă pentru cei care sunteți căsătoriți sau aveți o relație stabilă, partenera își dorește mai mult un nou început. Și dorește să pună accent pe carieră decât pe dumneavoastră ca relație și parcă și dumneavoastră sunteți foarte absenți.
Pentru cei care sunteți singuri, pot să spun că practic vă folosiți de o femeie pentru a vă aduce beneficii financiare. O femeie pe care ați făcut-o să sufere foarte mult, o femeie care a făcut foarte multe compromisuri pentru dumneavoastră, o femeie care este și foarte geloasă, este și foarte supărată și foarte posesivă, dar pot să zic că are toate motivele. Nu sunteți fideli deloc. Nu vă respectați persoana de alături. În privința asta mă refer. Nu văd foarte bine pentru perioada aceasta. Cam asta pentru 20-30 octombrie pentru Zodia Vărsător. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share, să vă abonați. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.